Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou episod din Pescuit la Feeder în 5 minute. Astăzi vom avea un subiect inspirat din sugestiile primite de la voi, și anume cum putem realiza riguri de aceeași dimensiune pentru pescuitul la feeder. Deoarece mulți pescari se pregătesc deja intens pentru sezonul de pescuit, am considerat că este o idee foarte bună, așa că haideți să începem. Având în vedere că timpul este foarte prețios într-o partidă de pescuit, secretul, între ghilimele, este că mulți pescari încep partida încă de acasă, de exemplu cu pregătirea în prealabil la unor riguri interschimbabile. Acestea pot fi păstrate într-un penar de riguri pentru comoditate, confort, acces facil pentru o cât mai bună organizare, dar și pentru a compara dimensiunea rigurilor sau mărimea cârligilor pe care urmează să le utilizeze în acea partidă, până la identificarea variantei câștigătoare. Pescuitul la feeder este un pescuit de finețe care ține foarte mult de detalii, astfel că ar fi recomandat să aveți la îndemână 2-3 dimensiuni diferite de riguri, cu diferite mărimi de cârlige și, bineînțeles, momeli adecvate, pe care le puteți schimba în timpul partidei în funcție de cum va răspunde peștele. Una dintre dificultăți intervine atunci când vrem să ne construim riguri având aceeași dimensiune, astfel că vom detalia în cele ce urmează câțiva pași pe care îi puteți încerca pentru realizarea rigurilor de dimensiuni prestabilite. În exemplu de față, voi realiza un rig cu spin de momeal. Primul pas ar consta în faptul că va trebui să vă decideți asupra lungimii rigului. În acest caz, vom presupune că doresc să realizez un rig de 8 cm, adică până la acest spin de culoare galbenă din penar. În pasul 2, vă sugerez să începeți cu legarea cârligului și a spinului de momeală, urmând ca ulterior să finalizați bucla de la capătul opus, în funcție de dimensiunea stabilită. Tăiați o bucată suficientă de fir, eu voi folosi un fir textil pentru acest exemplu. Încercați să nu tăiați din economie o bucată prea scurtă din fir, pentru că în final e posibil să nu vă ajungă să realizați regula dimensiunea dorită, și va trebui să tăiați o bucată nouă, să refaceți întregul proces. Voi începe cu legarea spinului de momeală, ajutându-mă de nodul palomar pe care îl vom detalia într-un episod ulterior. În orice caz, pentru legarea spinului puteți utiliza fără probleme și un alt nod cunoscut de către voi, de reținut e faptul că în acest pas nu este nevoie de un nod cu rezistență foarte mare, deoarece spinul are doar rolul de a susține momeala, el practic ne prelungește din forța peștelui, cum e în cazul cârligului. Putem în acest moment chiar să punem o momeală de cârlig pentru a ne face o părere cât mai precisă asupra formei finale a rigului. Cârligul ales este unul cu ochet, printre cele mai folosite pentru pescuitul crapului. Pentru legarea acestuia mă voi folosi de nodul fără nod, detaliat și acesta într-un episod anterior. Voi trece firul textil prin ochet, din spate în față. Vom aduce acum cârligul în poziția sa finală și voi lăsa aproximativ jumătate de centimetru distanță între curbura cârligului și momeală. Odată stabilită poziția, începem să matisăm, adică vom înfășura firul de suficiente ori. În acest exemplu voi înfășura de aproximativ 10 ori, să spunem, deoarece nu voi folosi un varniș de ghidaj, după cum se poate și observa. Recomandat ar fi să înfășurați fir textil până ajungeți în dreptul vârfului. Vă asigurați că spirele stau cât mai compacte. Puteți reveni de una-două ori înapoi, după care introduceți capătul firului din nou din spate în spre față. În acest moment am finalizat prima parte a rigului, adică legarea cârligului și a spinului de momeală. În pasul 3 vom explica ce ne interesează cel mai mult, și anume cum finalizăm rigul la dimensiunea dorită. Pentru acest lucru va fi nevoie să punem rigul pe poziție. În cazul nostru vom pune exact pe poziția din penar, marcată cu ajutorul pinului. Voi trece surplusul de fir textil pe lângă pin și se va crea o buclă fictivă deocamdată. Vom extrage apoi cele două capete de fir
și fără să modific dimensiunea calculată le voi aplatiza ușor cu degetele. În acest moment pot crea o buclă realizând practic așa numitul nod în formă de 8. Având însă grijă să nu modific lungimea calculată inițial sau mă pot folosi de un loop tire pentru realizarea acestei bucle. Îndepărtăm surplusul de fir și așa ar arăta rigul final pe care îl putem acum și testa să vedem dacă îndeplinește și criteriul de lungime dorit. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați rămas până la final alături de noi. Așteptăm să ne spuneți dacă v-au fost utile aceste informații sau dacă utilizați o altă metodă pentru realizarea rigurilor de aceeași dimensiune. Până data viitoare, echipa 2 pe bune vă urează fire întinse și capturi pe bune!